Salutare, oameni buni, eu sunt Mr. Rocio 85 și fac fapte bune, oameni buni. Deci în prezent avem, cred că 5 proiecte în derulare. Le-am pus pe tablă, stau, să șterg de aici că nu mai are niciun sens, nu-l băgați în seamă, da? Bun, când e pe tablă totul, e cu totul altceva. Deci e bine, deci este Giovanna, 502 RON. Am înțeles. Spune, ce tratament îți dă mami? Te doare când îți dă injecția? Deja te-ai învățat, așa e, Ana. Tu ești fată mare și cu minte, am înțeles. Crenguța 246. Apoi ceva iubire, ceva rog frumos, mi-a ajutat ca mamă ce poate ca ce mi-a tata mea, tu ce-o ca și mă fac bine. Bună ziua, dragilor! Eu mă numesc Alina și sunt mama Crenguței. Medicii au decis că nu mai are ce să ne facă. Crenguța suferă de o tumoară malignă, un diagnostic de neuroblastom. Shinkai 2688, pentru proiectul ăsta nu se mai donează, pentru campania de iarnă 1125, susținere luna decembrie 146 RON, vă mulțumesc tare mult tuturor celor care ați donat. Proiectul Maria e 1110 RON, nici pentru proiectul ăsta nu se mai strâng bani, da? O să le fac și câte o steluță ca să știm că astea sunt încheiate. Și la Shinkai din nou. Din proiectul ăsta de la Shinkai este posibil să mai începem încă un proiect. Coordonatorul acestui proiect, proiectul Shinkai, este doamna Cristina Cris. În proiectul Maria, coordonatori sunt doamna Octavia, doamna Veronica și domnul Daniel. Da? Oameni buni, din campania asta de iarnă, hai să vedem un pic ce facem cu banii ăștia. O să postez pe grup și, bineînțeles, o să distribui pe pagină un sondaj de opinie la care vreau să îmi răspundeți, vă rog frumos, vreau să mă sfătuiesc cu voi, vreau să facem exact ceea ce trebuie, da? Mai multe minți, mai bine gândit, zic eu. Deocamdată v-am pupat pe portofele, am tirat, cu niște treabă. Vorbim, lăsați vă rog frumos în comentarii în cazul în care aveți ceva de spus. Oameni buni, vă rog frumos să nu vă supărați pe mine în cazul în care nu am răspuns la timp, la anumite mesaje, la anumite comentarii. Luna asta e fir roșu pentru fapte bune, în luna decembrie absolut toată lumea vrea să se implice, vrea să facă ceva, oamenii vor să facă fapte bune. Asta e minunat, dar eu sunt doar unul singur, vă rog frumos să nu uitați treaba asta. Vă rog din suflet să vă alăturați grupului. Grupul Faptelor Bune by Ociu, în cazul în care sunteți din Mureș, din județul Mureș, doar așa, și în cazul în care nu sunteți din Mureș, nu e nicio problemă, puteți să dați un like paginii Fapte Bune by Ociu, la fel vă puteți să abona canalului YouTube cu același nume, puteți să mă urmăriți pe Instagram, nu uitați să citiți descrierile sunt foarte importante, că acolo pun informația care nu am apucat să vă furnizez, să vă livrez în video, da? V-am pupat, eu sunt Mr. Rocio 85.